Acolo unde autoritățile eșuează, mobilizarea oamenilor de bine poate face minuni. O maternitate în care mamelor le era frică să nască din cauza condițiilor a fost total renovată de o comunitate online. 415.000 de euro s-au strâns în doar 6 zile pe un grup de Facebook prin intermediul licitațiilor, ce drept. Acum copiii care vin pe lume la Spitalul Județean din Râmnicu-Vâlcea au parte de un alt fel de bun venit. Din pântecele cald al mamei într-o maternitate întunecoasă care se degrada de la o zi la alta. Acesta era startul în viață al bebelușilor veniți pe lume la secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. După 5 luni de renovare, maternitatea arată acum la standarde internaționale. Această renovare pentru pacientele care nasc în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este o minune. Pentru că vorbim de o maternitate care nu a beneficiat de renovări capitale încă din anii 80 de când a apărut. Renovarea celor 27 de încăpere ale secției a costat 415.000 de euro. Banii au fost strânși de mii de părinți care fac parte din comunitatea online la primul bebe. Am ajuns acolo pentru că am primit foarte multe semnale de la comunitatea noastră la primul bebe Vâlcea, cum că foarte multe mame din Vâlcea aleg să nască în alte județe de teama condițiilor. Atena Boca este femeia care a creat grupurile de Facebook la primul bebe, în care mamele primesc sprijin emoțional și răspunsuri la numeroase întrebări care apar după nașterea unui copil. La un moment dat și-a dat seama că poate face și mai mult bine. Plină de hormon după naștere, am dat peste cazul unui băiețel care semăna foarte mult cu băiețelul meu, un băiețel bolnav, și m-am gândit cum aș putea să-l ajut de acasă. Și am zis ce ar fi să facem o strângere de fonduri în cadrul grupului nostru. A fost doar începutul. De atunci, de două ori pe an, în grupurile de Facebook la primul bebe se organizează strângeri de fonduri. Mamele și uneori și tații își pun imaginația la treabă și scot la licitație lucruri și experiențe care mai de care mai inedite. Mamele sunt o resursă inepuizabilă de idei. De la o excursie la mare cu o mașină decapotabilă între mame până la întâlnire cu tot felul de persoane publice, chiar și la un moment dat cu premierul de la vremea aceea. Fiecare campanie se desfășoară în doar 6 zile. Până acum, asociația a strâns în total 2 milioane de euro. Inclusiv cei de la Facebook au devenit curioși. Am fost invitați în America, am câștigat o bursă dată de Facebook, care ne-a și numit una dintre cele mai de impact comunități online din lume și au fost foarte curioși ei să înțeleagă cum de putem să strângem atât de mulți bani în atât de puțin timp. Secretul stă în comunitatea strânsă și unită și o comunitate în adevăratul sens al cuvântului. Ne dăm seama cât de multe lucruri pot fi făcute și nu sunt făcute și iată că sunt făcute de un număr de părinți care stau umăr lângă umăr. Este doar un exemplu despre cum implicarea fiecăruia și dorința de a ajuta pot face diferența în societate.